Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou episod, un nou videoclip de WWE. Astăzi m-am gândit să încerc un triple threat pentru că am mai creat un wrestler. Haida să vi-l arăt. Este acesta Deathcore, n-am știut ce nume să-i dau. M-am gândit ceva gen legat de metal, de rock, și m-am gândit dead metal, metalcore, deathcore, na. Sper că vă e bună ideea asta de nume și că o să vă placă. O să joc cu el că... Stai, ce nume am pus eu? Nu, porecla, ce porecla are? The Devil, ah, ok, bun. Și facem un triple threat între toți acești trei wrestler, crezi? De bine vedem și noi care e mai șmecher. Și acum mi-am dat seama ceva, nu degeaba am pus ăstuia numele 9mm, că mai are și gaura aia de glonț acolo, acum am observat. Bun, să vedem ce o să facem aici, nu joc nici așa haplea cu ăla cu overall-ul mai mare. Na, ca să nu ziceți că așa. Din păcate, n-am fost prea creativ la capitolul păr, le-am pus tuturor același păr, au aceeași moacă, aceleași sprâncene. Diferențele ar fi atât că stălatul e mai negru, dar în rest arată cam la fel. Bine, tatuaje și echipame mai schimbă ceva și bărbile. Sper că nu o să se buguiască barba lui ăsta, căci când l-am făcut, efectiv s-a buguit barba lui ăsta lui Deathcore. Sau Deathcore, mă rog. Atât de rău i s-a buguit barba ca de moațele alea, cum avea și Sheamus acum un an sau doi, săreau așa în mai diferite părți când editam acolo costumul. Da, mă rog, cred că la capitolul look ăsta arată cel mai mișto. I-ar fi prins bine să fie avut niște desene ceva pe față. Și bine că nu se mai încarcă odată jocul ăsta nicapat, că cam aș pe el de joc. Hai mă încarcă-te! Hai mă încarcă-te, am zis! Da, că dacă țip la el începe... Hai mă încarcă-te! Da, trebuie să țip la el că se încarce mai repede. Ador jocul ăsta cât de bine optimizat e, să dea naiba. Cred că de 2 minute stau și aștept să se încarce. Ce presim că o să iasă un video foarte lung pentru că stau să aștept să se încarce un căcat de meci. Bun, gata, ați văzut? Pac, a băgat viteză. Și... Aoleu, ce tare s-a auzit asta. Intră aici wrestlerul nostru. Am activat intrările până la urmă să nu ziceți că. Dum, dum. Dacă tot e așa caracter de rocker, i-am băgat o melodie pe măsură. Bine, nu cred că trebuia să bag și sticla de apă și astea lui Triple H, dar mă rog, i-am mai adăugat ochelari de soare. În fine, ajunge cu intrarea lui ăsta. Îi rămâne cercelul ăla în buză, piercingul, nu? N-am fost atent. Acum intră Nightmare. Bă, eu-s curios de un lucru. Mai are flăcările alea din colțul ringului? Că știu că le-au scos în WWE, dar nu știu dacă le-au scos și în joc. Era mișto să folosească cealaltă melodie a lui Kane, că știți că are două. Asta pe fundal și mai e una, aia cu Chemical, care are și versuri. Asta schimbă melodiile cam când își schimbă și orientarea, când e heel sau face. Când e heel are melodia asta, când e face o are pe aia cu Chemical. Slow Chemical sau ceva de genul. Hai da, așa urcă și Matahala asta. Ia, are flăcările alea sau nu le are? Ce privire are. Hai că arată un pic în fricoșitor. Hai mă că le are. Dă-i tare. Așa. Ce urât mai e. Bă, prea late seamănă cu Kane. Bă, era mișto să-i fi pus de asta melodia lui Undertaker când era American Badass lui Deathcore Sick. Și acum intră ăsta, n-am știu ce melodie să-i pun. I-am pus-o pe asta lui Seth Rollins. Trebuia să fi pus pe aia lui Hartrud mai bine. Sau la MVP mergea. Da, bine, dacă tot are porul lui Seth Rollins, i-am pus și melodia. De fapt, că și lui ăsta, lui Deathcore, i-am pus ca finisher pe digriu, deci da. Nu, degeaba i-am pus melodia lui Triple H. Aici. Numai lui ăsta care zici că e Kane. Noi am pot folosi miliuri, nu? Presupun că da. Numai lui ăsta lui... Așa am dat în cap. Hai că bine că pot folosi meleuri. 9mm, vino și nu cu 9mm. Puac! Hai că eu joc murdar aici. Stai jos. Așa. Hai, treci în colț. Aici trebuie să fie o antenă cum mă bat cu ăștia. Opa! Ce mi-a întors aici?
Ma, mi-a dat cu manevra lui Seth Rollins ăsta. Naia, nu dau să ies. Sau, hai că ies, că nu strip toată energia, cred. Ia, sare după ăla. Ia, jos de acolo. Ia, tal naibii ce m-a aruncat. Tu fast box arunc așa. Ce voiam să zic, numai lui ăsta, lui Nightmare, noi am pus o manevră de la Kane. De fapt, i-am pus Omega Driver-ul, care este și... care seamănă cu Tombstone-ul, deci mere. Ce mai vest are, da. Nu știu de ce, eu am crezut că asta e aia lui... pe Hanoracul pe care l-are Randy Orton la început, dar nu e la. Și-mi știu craniul ăsta pe fundal. Pantalonii ăștia lui Artruz sunt prea largi. Poate big boot i-am dat. Și da, v-am dat adineauri spoiler cam ce manevre mai am și pe ăsta. Ok, atacăm aici la mână, Nightmare vino cu a. Bă, parcă dă să semene ăsta un pic cu American Badass. Dar ne-am găsit o pereche de blugi mai faină să-i fi pus. Hai mă, băteți-vă între voi. Ia, al dracu ce m-a prins. Ia, n-am luat rollout. Parcă e cu rollout așa în triple threat-uri, nici nu știu. Hai că pare a fi un meci destul de echilibrat. Hai, dăm cu acest scaunul. Ui, am dat peste picioare, văd. Așa, se țin pe ăștia la podea. Hai să punem ăsta în colț. Hai mă, pune-te, așa. Deci 9 mm, vino încoace. Nu, bă, nu-l prindem suplex. Hai să schimb ținta pe Nightmare. Ia tre... Aoleu, ce mi-a întors Harry Sweep-ul. Bine că nu m-a aruncat cu capul în scaun. Ia, vrea să-i suie în colț. Ce face ăsta? Vrea să facă Styles Clash. Așa, o tăbărătă amândoi pe mine după ce că i-am demagiat atâta. Ăsta e singurul wrestler care nu-i desenat pe față, văd. Ok, a delit și arbitrul, văd. E, dacă tot vă bateți așa acolo, eu mă duc să mai scot chestii de sub ring. Voi bateți-vă acolo, Viton coace. Și jos cu el. Hai să demolăm aici o masă a comentatorilor. Aș putea face un fel de The Shield cu ăștia trei. Bun, hai da. Ce-am băgat ăstuia ca OMG? Parcă ce-am zis adineori de v-am dat spoilerul, nu? Da. Facebuster, dar mai degrabă pedigree ăla. Nu mai fă niciun taunt acolo, moce. Bun, publicul începe cu This Is Us, să-mi ia de un scaun. Hai că-i mai atac pe ăștia cu miliuri, ăla e mort deja. Stai jos! Tal dracu ce s-a ferit. Încă o dată s-a ferit. Nu s-a mai ferit acum. Opa, ce mi-a întors aici. Bun, am întors Spinebuster-ul. Da, asta fiind așa un gigant, ar trebui să folosească mai multe meleuri, miliuri, mă rog, cum s-o spune. Direct în căpoi am dat. Ia și tu una aici, o scară. Ar trebui să pun mai mare dificultate la jocul ăsta. Hai să văd ce mai pot scoate. Mese, ceva, nu pot să scot? Parcă de aici am scos scaunul. Da, am scos scaunul de aici. Hai să văd în partea asta. Da, ne-mi sper că aceleași chestii pot să iau. Stai, eu am pus false count anywhere, deci ne-am putea bate în backstage, practic. Hai să ducem bătaie în backstage. 9 mm, vino cu... Pac! Michael, that is so dangerous.
Ia, a luat ăsta Barosu. Ah, oh, mi-a dat trouble in paradise-ul. Nightmare, tu ce faci acolo, nu vii? The way I see it, this might be a good time for the finisher. Ăsta a luat o bâtă. Ok, că l-am prins pe ăsta. Opa. Pac, big boot. Not where he wants to be right now. Yeah, you're not gonna win many matches when you're down. Ia vino cu acitul, hai să-l arunc pe ăsta în... Vreau să-l arunc în scaun și... When this guy's on, look out. He is a one-man gang in there. Ah, too fast. Ce face ăsta? Muscle Buster, ce-mi face? Ok, cred că manevra asta o mai avea la Ryback. Ia, își dă comeback-ul. Ok, hai, ieși afară, ieși din ring așa. Ce a dat? Trouble in Paradise, văd că da. A, e bine. Hai să-i scot pe ăștia din ring. He gets him with a reversal. He's looking. Opa. Mace. Atât ce face. Resilience, îi dă-l încolo. A, bine că trebuie să-i pun eu ăsta MG moment. Mi-am stricat și un finisher. Mi-a provocat daună ca lumea. Și acum cred că ai dat semnătura. Se pare că da. Brainbuster. Bă, eu nu mă mai ridic. Nu, 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 nu. Ai mă, serios, după ce că le-am întors atâta. E, mai e rost de o revanșă măcar. Ia, aici mi-a dat OMG-ul, dar n-am apucat. Am ieșit direct, dar n-am apucat să mă întorc. Și l-a bătut cu semnătura. E, pentru treaba asta, mai facem un match împotriva lui. Deci dacă așa faci, bine, stai că ne răzbunăm acum. Să mă gândesc. Ce aș putea să fac așa, tot un false count anywhere fac și mă bat cu ăsta în backstage atunci. Ok. 2-on-2, nu 1-la-1 așa. False count anywhere. Unde mă? A, era aici primul. Pac. Cu custom superstars. Să schimb întâi arena, nu vreau la WrestleMania că la asta nu merg să mă duc. Dă-mi, nu știu. Un pay-per-view așa. No, no mercy, e Extreme Rules, na. Așa, jucăm tot cu The Devil și așa. Bun, să înceapă meciul. Hai că-mi iau acum, îmi fac acum răzbunarea, revanșa. Și acum așteptăm să se încarce. Păi, mișto gen cu mare negru ăla în jurul ochilor. Dar nu știu, buzele alea parcă nu trebuiau chiar așa. Cu sute. Văd că i-am pus un dragon ăstuia. La asta văd că statuaje mai fain cu End of Dance și cu ce acolo. Sițiu, a, cred că ea, nu știu. Cred că tot de la Baron Corbin, e lupul lui Baron Corbin ăla parcă. Mă rog, să înceapă meciul, nu mai stau să mă uit la... Intrări. E tot n-apuc să văd ce e pe tatuajul ăluia. Am și uitat ce le-am făcut, bun, hai să... A, bă, nu, parcă e Undertaker acolo. În fine, hai să înceapă meciul, măcar acum e 1 vs 1. Vede asta bătaie ce-i dau. Hai să facem aici un taunt. Bun, deja mă îndrept spre semnătura. Am făcut overall 50. Ok, mi-ntoarce asta.
Ah, n-a apucat să se întorc. Iată asta un belly to belly. Hai, ieși, 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 nici n-a... Ah, cred că îmi dă chain wrestling acum. Sau, ah, nu-i chain wrestling, îmi dă un... Lift, DDT, reverse, DDT, nu știu cum se cheamă ea. Ia, îmi dă acum și numeri. Ai de capul meu, ce-mi face? Hătă-l n-ai springboard ce i-am dat. Mă mâncam în curăstea să-i dau springboard. Hai mai să începem în backstage. Ia, m-a prins ăsta. Aici, chiar că zici că e bătaie între doi gemeni. Numai că-s costumați diferit. Și deja, aproape că m-am trecut, sau nu? Ia vină cu aceea, hai să văd ce manevre am pus astea. Ia? Cred că e flapjack ăsta sau cum s-o chema, nici nu știu. Hai să fac un taunt. Hai, ridică-l. Mai vreau să încerc combinații de astea manevre să văd ce mai am. Deci, așa și așa. Pac! Atacăm la mână. Leg drop. Hai să-l ridicăm acum. Ridică-l, mă, firar al dracu. Na, spinebuster și tu. Hai să-l scoatem din ring. Opa! Mi-a întors ăsta Irish whip-ul. Și mă bag înapoi în ring. Ma, gata, m-a pus și ăsta pe galben. Hai că văd că e bug aici. Hai mă, ești din ring. Iar îmi întoarce. Ia, hopa, German suplex. Suplex City, bitch, se poate spune aici. Trying to create some separation here, Cole. Ia vino cu ace, hai. Choke slam, fuck. He needs to capitalize on it now. Hai mai să începem un backstage, face un match ca lumea. Backstage, backstage. Iertați-mi engleză de la colțul gurii. Bun, loot express. Fuck. Hold on. No way. Ah, și de asta cu overall mare și-a găsit să vină. Brocky Brock. Fuck, big boot. Ce vrei, mă, Lesnar? Ieși? Ieși din ring. Ieși, mă, ce căută aici. Ia, mi-ntoarce aici când ne batem și cu Brocky. Ia, la fel și ăsta. Că tot ziceam de Suplex City, mă mânca în curs să zic. Stai, că facem așa. Ia trec jos. Opa, mi-a întors iarăși. Cred că îmi pregătește F5-ul. Nu, n-a fost F5-ul. Și cred că pleacă acum Lesnar. Am apucat să-i întorc doar o manevră. Ah, too fast. Mi-a dat semnătura, văd. Bun, mai și sângerez. Bine că a trebuit să vină Lesnar. Urăsc chestia asta cu intervențiile, dar nici eu nu m-am uitat să văd dacă o pot dezactiva. A, da, ieși tu de aici. Tiger Bomb. Știi ceva? Hai să rupem masa cu ăsta. Dăm cu masa comentatorilor. Hai că i-am dat cu chestia în cap și văd că s-a evaporat. Dă jos monitoarele. Ia s-a întâmplat. Nu! N-am rupt masa, nu-i corect. Hai să-i scoatem. Nu asta am vrut să fac și mi-a și întors al dracu.
Ia, mi-a întors iarăși. Mi-a dat și ăsta un bulldog. Ia că mă duc în backstage până la urmă. Stai, sau, ia dă-mi o armă, dă-mi o armă, dă-mi o armă. Nu, sau, zbune și scările de fapt. Hai, dăm cu acest steel steps-ul. Poac! Gata, e knockout, hai că dau el până nu mai pot. Ah, mi-a dat el primul. Să nu-mi dea finisher-ul, asta e chestia. Am crezut că mă pune în... în scări să... comeback, 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 nu pot. Ia, mă pune jos. Și cred că o să-l pregătească să-mi dea... Am crezut că e chain wrestling ăsta, să dea naiba. O să-mi pregătească acum finisher, sigur. Și n-am apucat să-i întorc. Ai, bă, ce aproape am fost. Ne-a rupt ăsta. Ia, i-am dat aici un chokeslam. Greșeală mare a fost că nu i-am dat atunci OMG-ul și n-am reușit să-i întorc signature-ul ăla. Uite, aici a fost greșeala mea, că n-am rupt masa cu el. Dădeam damage mai mare. Și aici nu i-am întors și m-a bătut. Deci văd că tot ăsta rămâne vioara întâi. Nu degeaba i-am dat 95 overall. Da, ne-a rupt în bătaie. Eu sper că v-a plăcut clipul ăsta în care mi-am luat bătaie de la același tip de două ori. Văd că e indestructibil omul. Ar trebui să mai fac Royal Rumble-uri. Păcat că n-am câștigat Royal Rumble-ul cu ăsta. În fine, eu sper că v-a plăcut vechea poveste. Dați câte un cap în gură butonilor de mai jos. Și cam atât. Până data viitoare, ciao-les.